L-ați ascultat, de altfel ai luat și cuvântul, l-am ascultat noi aici în direct și pe Claudiu Năsui. L-am ascultat și pe domnul Câciu, care a zis că gaura de 20 de miliarde nu există. Păi și atunci, oameni buni, noi despre ce dezbatem aici de o săptămână și de ce au dat ei circulară, că a semnat-o domnia sa, prin care se cere o reducere a cheltuielilor cu 6% în ministerele României și, eventual, poate a salariilor, deși ei se jură că nu. Mulțumesc pentru invitație. Da, este gaura, de fapt, e mult mai mare de 20 de miliarde. Este fără precedent ca un buget al României votat în decembrie, la 3 luni de execuție, să ajungă într-un astfel de impas. Ne-am spus de atunci că este un buget construit pe minciună. La 3 luni, cheltuielile sunt mai mari cu aproape 25 de miliarde de lei decât veniturile. Și acest guvern se împrumută în disperare, iar aceste împrumuturi ajung exact în scumpirile pe care le văd toți românii. Și ca să-ți dau o cifră, Ioana Constantin, de când este acest guvern în funcție, inflația este 30%. Și asta este doar inflația medie, dacă nu ne uităm la alimente, la mâncare, unde prețurile sunt și mai mari. Este o politică fiscală dusă de acest guvern și de Ministerul Finanțelor de domnul Câciu, o politică inflaționistă, o politică care duce la scumpiri și o politică mincinoasă. Și spun trei categorii mari de minciuni pe care le-a spus acest guvern până acum. A spus că are grijă de pensionari, că le va mări cu 40% pensia. De fapt, pensia a scăzut, pentru că acea indexare n-a acoperit nici măcar inflația. La bugetari e mai grav. Am făcut un calcul cu colegii mei, salariul real al celor care lucrează în domeniul public a scăzut cu 20% de când este guvernul PNL-PSD. Și lucrurile nu se opresc aici pentru că scumpirile continuă. Încă o categorie de minciună. Acel mare program, Angel Salini, PNDL3 pentru primari. Ne-am uitat zilele acestea împreună, m-am uitat Claudiu Năsui la execuție. 0,3 miliarde de lei s-au plătit din cele 65 ale programului. I-au mințit pe primari că există bani și că au de unde să plătească. Toate acestea sunt cheltuieli care vin peste actualul dezechilibru bugetar. Și avertizam de acum un an că vom ajunge aici. Cheltuielile cresc fără număr pentru a alimenta pensiile speciale, sinecurile, contractele cu dedicație, în timp ce veniturile, iată, au secat, dacă ne uităm la impozitul pe profit, o categorie foarte importantă din execuția bugetară, impozitul pe profit nu mai există. Nu mai există profit pentru că au sugrumat economia românească cu schimbări fiscale, cu creșteri de taxe și tot n-a reușit, chiar cu această disperare, domnul Câciu să aducă banii la buget. Este falimentară această direcție. Soluțiile corecte există și noi le-am pus pe masă. Oprirea jafului, reformele din PNRR și banii de acolo, stimularea producției românești. Avem nevoie de producție în România. Toate aceste, scăderea taxării pe muncă, toate aceste soluții nu le vor, pentru că de fapt aceasta este o guvernare captivă unei clientele de partid și din această structură de cheltuieli nu mai poate să iasă. Așa că dar care aștepta... sunt soluțiile, Cătălin Drulă, pe care le-a prezentat ministru? Că am văzut că i-ați pus și zero întrebări. Zero soluție a prezentat domnul Câciu, a vorbit despre niște ajustări care nu pot să-mi imaginez și asta ar fi foarte grav decât că înseamnă creșteri de taxe. Tot încearcă și Marcel Ciolacu să tot vorbească despre o altfel de impozitare. Deci ce știu să fac este să pună noi biruri și din sărăcia românilor care acum sunt disperați în săptămâna asta la Paște, s-a dublat costul unui coș de alimente, să alimenteze clientela de partid. În loc să-și reducă cheltuielile, pentru că ai văzut Ioana Constantin, când a venit vorba despre reducerea de cheltuieli, au început să spună asta nu se poate, aici nu ne putem atinge, de asta nu vă puteți apropia. Păi și atunci de unde? O să ia tot, o să bage mâna tot în buzunarul românilor ca să hrănească o clientelă de partid, ca să hrănească acele pensii speciale pe care, după cum știi, nu vor să le elimine și preferă să pierdem banii din PNRR. Atenție, acei bani din PNRR, acele miliarde de euro, mulțim cu aproape 5 ca să obținem miliardele exact de lei, înseamnă echilibrare bugetară. Deci ar fi o tragedie pentru România să rămână și cu greutatea acestor pensii speciale. 4 miliarde de lei aproape am plătit numai până la zi anul acesta pe pensii speciale, dar și fără banii din PNRR. Acesta este guvernul PNL-PSD. Ultima întrebare, Cătălin Drulă. Există posibilitatea, l-am întrebat mai devreme și pe Florin Câțu, ca finanțist, a zis că se așteaptă la asta, da? Să crească taxele? Pentru că ei au de ales, fie reduc de la salariile, uite, astea de lux, ale bugetarilor de lux, pe care o să-i mai prezentăm și noi aici, de la șefii ăștia de instituții și de, nu știu, de la SF, la Transgaz și așa mai departe, sau ne vor crește nouă taxele, nouă românilor?
Ce vreau să spun, Ioana Constantin, bugetarii care își fac treaba, oamenii din sistemul public care muncesc cinstit și onest și au văzut salariile diminuate, iar ei câștigă mai puțin pentru că se ține un aparat atât de mare și o clientelă grasă de partid. Deci pilele de partid sunt cei din cauza cărora cei care trebuie să ne ofere servicii publice în educație, în sănătate, în administrație, cei meritoși, că există oameni foarte bine pregătiți în administrația publică, nu își primesc un salariu care să fie normal și un salariu decent, pentru că trebuie ținute toate aceste pile de partid. Și da, se pregătesc acum să crească taxele, asta este planul lui Ciolacu, să bage mâna adânc în buzunarul românilor și să ia și mai mulți bani pentru a-și hrăni această lăcomie nesfârșită în care am văzut că numai șpăgile sunt zeci de milioane de euro care hrănesc această clientelă de partid poate mai de la aeroport sau în alte săptămâna părți. Săptămâna asta despre cazul ăsta de la aeroport. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Drulă, din Parlamentul României, președintele USR, a fost